Așezată pe coama unui deal, mănăstirea Sfânta Ana veghează de sus defileul Dunării. Aflată în mijlocul naturii, această oază de liniște și credință a fost ridicată de jurnalistul Pamfil Șeicaru, care a luptat în zonă în primul război mondial. Mănăstirea Sfânta Ana este așezată pe dealul Moșului și are un istoric deosebit, fiind ctitorită de jurnalistul Pamfil Șeicaru, director al publicației Curentul, și care, în tinerețe, a luptat în zona Orșovei ca sublocotenent al regimentului 17 Infanterie. O întâmplare petrecută în război i-a marcat viața. În timpul luptelor, chiar pe acest deal, el și camaradul său de arme, Petre Găvănescu, au fost acoperiți de pământ după explozia unui obuz, dar au scăpat cu viață. Așa a promis că atunci când va avea posibilități materiale, va ridica aici o mănăstire, în semn de mulțumire față de Dumnezeu, dar și în memoria eroilor care au căzut pentru o Românie mare.